bine te-am găsit la o nouă ediție Gândurile lui Cristoiu alături de mine, ca de fiecare dată publicistul și scriitorul Ion Cristoiu. Bine v-am găsit, bine am regăsit în această săptămână, domnule Cristoiu, după ediția specială de marți. S-au întâmplat multe pe scena politică actuală, a căzut un guvern, s-a întâmplat marți, acum, din câte a spus președintele Iohannis, Luni vor avea loc consultări. Așa cere Constituția, așa face președintele Iohannis mai târziu decât și-ar fi dorit cei care au răsturnat guvernul. Am auzit imediat după ce premierul Sorin Cățu a fost trimis acasă punctele de vedere și de la PSD, și de la USR Plus, și de la Aur, cum că se așteptau ca președintele să convoace mai repede aceste consultări, tocmai pentru a debloca țara și pentru a depăși această criză politică pe care o vedem, care se adâncește cu fiecare zi care trece și nu vedem un orizont de încheiere a acestei crize politice niciodată ce aceste consultări vor avea loc. Dezbatem acest subiect. Sorin Câțu a împărțit bani, n-au ajuns și la uh, oamenii celor din USR Plus, nici de la PSD, în ceea ce privește autoritățile locale. Există numeroase plângeri în ceea ce uh, privesc autoritățile locale din țară, care spun că uh, premierul Câțu a împărțit bani doar la ei lui și că ei au fost lăsați pe din afară, de altfel știm că la consultările de luni la PSD vor merge și trei din un șef de consiliu județean, un șef de uh, comună care nu au primit bani la această împărțire sau au primit mult mai puțin decât aveau nevoie. Nu putem să nu discutăm despre criza sanitară care vedem că se adâncește la noi, de parcă n-ar fi suficientă criza politică. Numărul de noi infectări în România ajunge la o medie de peste 14.000 în fiecare zi de noi cazuri. Avem zi după zi aproape record de decese, aproape 400 de decese astăzi. Spitalele nu mai fac față, ambulanțele formează cozi în fața unităților de primiri urgențe, sunt pacienți cu COVID care stau pe holurile spitalelor și așteaptă să se libereze un loc ca să poată să fie tratați, așteaptă undeva un aparat de oxigen care ar putea să le salveze viața, pentru că știm, în această săptămână am intrat în acea perioadă neagră în care la terapie intensivă nu mai există niciun loc pentru un pacient COVID în România. Dezbatem Criza sanitară, avem rubricile săptămânale, domnule Cristoiu, scurt pe doi, gândurile lui Cristoiu, nedumerirea, profeția. Haideți să intrăm în prima temă. Criza politică care a fost demarată odată cu uh, depunerea moțiunii de cenzură de către socialdemocrați. Moțiunea a trecut cu număr record de voturi, 281. Niciun alt fost premier nu a mai reușit să obțină acest scor. Noi am dezbătut marți pe larg ceea ce s-a întâmplat la moțiune. Am văzut clar cum s-au poziționat partidele atunci. Întrebarea este acum ce se va întâmpla luni. Președintele a convocat uh, consultările, partidele urmează să meargă fiecare cu o propunere, informațiile se schimbă de la o zi la alta în ceea ce privește propunerea fiecărui partid. Pe de-o parte, PNL a anunțat până ieri că merge cu Florin Câțu ca noua propunere, deși există o decizie a Curții Constituționale care spune că dacă un premier tocmai a căzut prin moțiune de cenzură, nu ai cum să-l uh, nominalizezi tot pe el pentru că nu va strânge o majoritate în Parlament, cumva just. Astăzi a apărut informația dinspre PNL că dacă nu vor reuși să strângă o majoritate, ei nu vor face nici o propunere de premier. Cei de la USR Plus inițial a spus Dacian Celoș că i ar avea. L-ar avea și pe domnul Drulă, și pe domnul Ghinea, chiar și pe Dacian Celoș ca și propunere, dar ei vor merge acolo cu intenția de a reface coaliția în jurul unui premier PNL, altul decât Florin Câțu. Cei de la PSD au spus că dacă este nevoie și ei au o listă pregătită, dar nu o nominalizează. Cei de la URA au venit și ei cu o propunere care e jocul, domnule Cristoiu, pe care încercăm să-l înțelegem de atâtea zile? De ce s-a întors PNL și acum spune că nu mai face nicio propunere? Explicația nu e deloc o întoarcere a PNL, pentru că, din punct de vedere constituțional, ei nu se duc cu o propunere de premier. Cred că și de anul trecut, de când au fost investirea sau desemnarea lui Florin Cățu, eu am repetat procedura constituțională care îi revine președintelui și care în post decembrism a fost înțeleasă aiurea. Deci, în într-o republică semi-prezidențială, trebuie să înțelegem ce se va întâmpla luni, președintele este obligat dacă un partid parlamentar a obținut în alegeri peste 50% să îi dea uh, celui desemnat propus de partidul respectiv mandatul de a face guvern. Prima precizare, la, în post decembrie, din cauza unei tradiții românești fanariote, s-a înțeles că desemnarea pentru funcția de premier de către președinte e și premier. De ce s-a înțeles? Pentru că, fiind în, într-un regim fanariot, de regulă, dacă desemna de la PSD pe nu știu cine și nu pe președinte, aia toți erau de partea noului desemnat. Nu. A mai fost în, 2000, în 2008 o situație când domnul Stolojan a primit mandatul să. Facă guvern, și după 5 zile l-a dat înapoi. N-a reușit, deci președintele. Și acum poate să dea cuiva care, după 10 câteva zile? Zi, nu, 10 zile e terminul maxim. Maximul. Bun. Am mai fost în istoria interbelică, cred că prin 32 sau 33, cazului Titulescu, care, care i-a dat regele Carol al ii mandat și n-a reușit, a depus mandatul. Deci există și atunci. Potrivit literei Constituției, consultările au menirea, repet, o formula mea, ca președintele pipăie majoritățile. Deci președintele nu are dreptul să dea oricui. Se presupune că partidele nu s-au înțeles între ele, fiecare intră, propune, unul pe X, unul pe Y și președintele cu geniul lui, lui, da, zice, bă, ăsta va face majoritate. La noi, repet, în regimul post-decembris fanariut, pe cine puneai până acum, mai ales după alegeri, câștiga. Așa s-a întâmplat după alegerile din 2012, câștigate zdrobitor de USL însă Victor Ponta, speriat, că era președintele PSD, că Traian Băsescu va pune pe unul de ei, Dragnea sau când era atunci concurent. Și ăla va prelua și partidul și majoritatea, știți că a făcut acel, acel pact care e de neînțeles în care el se angaja nu știu ce. Deci, așa a fost. De data aceasta avem următoarea situație. Și aici o nuanță, dumneavoastră n-ați văzut ultima știre, dar în Cioloș a revenit după anunțul făcut de PNL, de aceea în teoria și-am văzut acum știrea, a revenit și a spus că la o adică este sacrifică. Adică merg ei cu propunerea. Da. Deci, până acum, la Cotroceni, la consultări, repet, la consultări, iar consultările cu președintele au misiunea de a vedea cine face majoritate. E clar că PSD nu merge. PCD merge cu o din ăla, iertați-mă, aproba aia, o acțiune de 2 lei, vine cu parlamentare, cum vine, cu ce, cu autoritățile locale? Vin cu, vine cu un președinte de CG, cu primarul unei comune. Eu îi comune. credeam mai serios, este partid, adică, și este cu partidului. Adică, ce face o acțiune din aia de publicitate, Iertați-mă, de ce nu vine cu nepoata este lui Grinde? Un de protest ca să ne lămurim. Dar nu acolo... Păi asta spui e ca și la moțiunea de cenzură. Ce treabă avea acolo cu Superman? -ul? Adică și uh, PSD-ul, care a văzut că îi ține, că USR Plus și le a ținut aceste chestii de... Nu știu cum să spun, de... Iar Maroc. Au început să facă și ei, dar lor nu le stă bine. Adică lui Chichirău îi se dea bine. Bine, a renunțat și antre, timp că s-a maturizat. Dar Zic, adică, lor nu le, adică, vezi serio, te duci acum, adică, vezi, doamne, televiziunile vor spune, noi PSD protestăm. Și te duci acolo, ori cu o delegație serioasă, după părerea mea, trebuie să te duci cu propunerea de premier, că să luăm PSD-ul. Pentru că nu poți să dai jos un guvern... Și să nu ai un premier Adică, deja aici, PSD-ul are o problemă de responsabilitate politică. Credeți că, realmente, are o problemă în a propune pe cineva? Pentru că sunt convinsă. Adică, totuși, vorbim de PSD, care îl are și pe domnul Grindeanu, care este mai mult decât vocal și care a fost premier. Păi nu, dacă. Bun, am spus PSD. Deci să o luăm, să facem, trecem în revistă. PSD-ul a anunțat că nu are propunere de premiu. Deci, președintele. Și că merg cu varianta de guvern tehnocrat? Care ajungem la aia. Să... Deci aia e o fantezie. Nu te poți duce la consultări să spunem, dăm, noi nu propunem. Dar vrem un guvern tehnocrat? Nu, dar noi vrem un guvern tehnocrat pe baza unui acord. O să vedem noi că nu merge. Deci, PSD nu propune? Nu propune. Președintele nu are din partea PSD cum să desemneze. Că președintele nu are voie să desemneze decât în funcție de cine de propune. PNL a anunțat că dacă nu face majoritate, se duce fără. Deci nici PNL nu propune. Că nu face majoritate. Da, președintele, sigur că noi suntem în România și presupunem că președintele îi sună pe Radeș Bogdan și pe echipa câștigătoare, spune, propuneți pe X. Ați auzit nu, că... Din, nu iertați, din punct de constituțional, președintele nu poate propune pe cineva de la PNL. Dacă nu există o propunere păi oficială din cum partea de partidului. -o dată dar există acea nuanță uh, menționată de Ludovic Orban, fostul șef, care spune că el, în documentul realizat de Consiliul Național al Partidului, el figurează ca propunere de premier. Și că acum ar fi nestatutar ca PNL să meargă cu altă propunere pentru că în forurile statutare ale partidului există o procedură clară, -ați v -ați v -ați. în BEX, unde face da, o propunere, BEX o propune la BEN. Domnul Dovico Arman, pe cel cunoscut, poate să învoce că el este urmașul apostolului Pavel. Adică este o prostie, iertați-mă, adică el are acolo, o să discutăm și despre cazul lui de dezechilibrare politică, ea mă măgește pe aia, de la lui sau de pe Grindă, de la Focșani, dar nu cum să te duci, adică care a fost și, mai mult decât fidel, domnul Grinda. Nu, ei și-au obținut o nepoată. Și ați văzut dumneavoastră ce nepoată și-a plasat la Ministerul Dezvoltării. E bine. Nu, încă o dată. Deci, conducerea... Deci, care e problema? Domnul uh, Ludovic Orban va duce la... Va sta pe acolo, pe în jur, pe la Cotrocene și va spune, eu sunt candidatul. Nu. Dacă deci, PNL nu vrea, e. Nu. Deci să... PNL se duce sigur fără să propună. Fără propunere. Da. Deci, Următor. președinte, următorul USR rămâne. Plus. USR Plus. Usere Plus, cred că este cel care va propune. Deci, deocamdată. A, de, bun. Propun. Așa, și aur. 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 pe cine se propune? Nu știu, pe Calin Georgescu. Calin Georgescu era. Apunere. Bun. Poate să propun aur. Da. UDMR. Da. Poate să, și nu minoritățile... Cred. Nu, vor propune pe cel care va fi la PNL. Da. Deci ăștia nu propun. Deci atenție, atunci. atenție! S-a interpretat că mișcarea de azi a PNL e o dare înapoi, că nu știu ce... Deci, încă o dată, pentru Clausovani, ar, ar fi foarte simplu. Că toată lumea se uită, mai ales din PNL, la el. Le spune, îi spune lui Florin, câțu, Florine, stai și tu o tură deoparte, că mai e până în 2000, Nu! În acest raționament, raționament putem să tragem concluzia că președintele nu a vrut ca PNL să aibă o propunere. Dacă da. într-adevăr nu merge. Da. De ce? Păi pentru că dacă avea o propunere, era, era obligat totul să dea. Adică era foarte greu pentru președinte să spună, în primul deci să. Nu, președintele nu putea să propună pe altcineva decât de la partidul care are cele mai multe voturi. Eu vorbesc de voturi. Deci, în pipăirea aia majorităților, tu președintele poți spune, cât are fiecare, cât are fiecare. Niciunul nu vrea, deci hai să propun deși. Atunci, ne propunând, creează premisele pentru ca ăstea să nu meargă, consultările să fie un eșec, un eșec. sau să propună USR Plus. De ce ar vrea președintele și Florin Cățu, dar președintele, ca viitorul să jucăm această ipoteză, ca să existe un guvern în jurul unui premier USR+. Pentru că poți să propui a doua pe Florin Cățu. Deci, potrivit deciziei Curții Constituționale, dacă ieșuiază primul, pe Florin Cățu poți să-l propui a doua Și atunci ori. să fie scenariul în care propunerea USR+, să fie un scenariu, o propunere de sacrificiu? Da, dar fără să știe ei, că ei sunt... Adică ei, sunt ușor USR, de manipulat. USR nu anticipează asta? Păi, ce a anticipat vreun moment tot ce se întâmplă? Adică, cum te poți duce la Cotorcian cu Stelian, o altă prostie? Păi, este... păi, parcă sunt niște copii de. Nu că copii de grădințe sunt deceptați, îi jignim. De ce cer -o încă o dată, e ca și la PSD, să Nu, nu înțelegeți că principalul partid zice că se duce cu. Nu înțeleg de ce nu se duce, nu știu, un Catrință. Adică, nu. Nu merg. Adică e semnalul că aceste consultări, de fapt, sunt o glumă? Nu, nu sunt o glumă. Ele sunt o expresie a faptului că nu. Hai să luăm acum partidele. Păstrați-vă ideea, domnule Cristoiu, revenim imediat și încercăm să facem puțină lumină în ce se va întâmpla, de fapt, luni. Stai aici. Consultări. La ora 12 încep consultările, încercăm să facem puțină lumină în jocurile de culise, poate și în felul în care s-ar putea așeza lucrurile. Am stabilit până acum, PSD nu face propunere, PNL nu face propunere, USR Plus face propunere, AUR face propunere, UDMR probabil că merge pe varianta PNL, minoritățile nu vor face probabil mai mult ca Bun. sigur propunere. Eu spuneam că ceea ce se întâmplă acum nu este o criză sigur, să amestecă și foarte multe orgole, dar este o, partidele sunt condamnate să se comporte așa. Hai să o luăm, să începem cu PNL. Așa. Toată lumea zice, bă, dar de ce nu renunță PNL la Câțu? Păi, Partidul Național Liberal are un președinte, Florin Câțu, care a fost impus cu greu ca președinte și în coasta, adică viața a făcut că deși el a pus mâna pe partid cu echipa câștigătoare, s-a evit această, s-a Ludovic Orban, care își propune nu un nou partid, atenție, eu repet, da, și Da, el își propune, el spune că va face un grup parlamentar, zice că ia și de la AUR și de la USR Plus, așa le zice la ăia. De ce el are acolo niște, mă rog, eu îi zic chiar ciumeți, Vas lui, grindă cu tare, care oricum au pierdut totul. Și lor le spun tot felul de prostii. Îi sună personal și le zice, eu îl suspend pe Iohannis. Eu sunt propus de Consiliul Național, o să mă duc. Și ăia săraci, pentru că aici ajungem acum la greșeala uriașă a lui Crițu și a echipei câștigătoare. Normal era ca în momentul în care au câștigat să ia bob cu bob cum fac acum. Asta e știrea. După fiecare din parlamentarii care au semnat Aia lui Orban, și să le zică ce vrei, o, un, o înghețată, foarte frumoasă, adică să ia. Și atunci ei să. să calmeze po lucrurile. Păi nu, pentru că Ludovic Orban zice așa, o să vă desfințezi organizația, o să vă facă, o să vă scoată de acolo. Și atunci ăia, el, Ludovic Orban, și talentul de a te fraierii. Adică ați văzut cum poți să spui că l-a propus pe el Consiliul și el dar propune. Nu partid. Și el vrea să facă, un, așa spune el, un grup parlamentar în interiorul grupului. Eu n-am mai părut așa. El spune și că vrea să plece. Da. Nu, nu. Băi nu. El, băi nu ei, ei își vor da demisia din partid, dar nu din, dar nu fac un alt partid. Ei zic că n-am înțeles niciodată. Și am spus, unde stați? Păi zice, stăm separat. Cum? Nu știu. Eu n-am auzit până acum un grup parlamentar în interiorul grupului. Oricum el le spune așa. Și atunci, ajungem. În aceste condiții, Partidul Național Liberal nu, se, nu poate să-l abandoneze pe Florin Cățu, că în momentul în care să-ți abandonezi din funcția de premier președintele, ăia crește numărul celor al Ludovic Orban, da? Păi zice, bă, nici și premier... se, se dezechilibrează cu totul partidul. Da, păi e foarte important, de aici vine, se dezechilibrează partidul. Și atunci ei sunt obligați să meargă cu Florin partidul. Repet, Că auzi Iohannis, dar vedeți perversitatea noastră a, a, românilor. Până acum îi reproșeam tuturor, le-am reproșat tuturor președinților de ce se amestecă în viața de partid. Dar acum zicem, bine mă, dar Iohannis de ce îl ține în brațe? Păi cât ce sens îl ține în brațe? Eu vă întreb altceva. Domnișoară, vă întreb încă o că sunteți, să zicem că sunteți avocatul. Cum îl ține el în brațe? din punct de vedere constituțional, președintele nu poate să desemneze decât un premier propus de PNL. Sigur că în România fanariotă suntem oprești. Păi nu cred că-l în brațe acum, punctual, ca să fiu avocatul, să da. joc rolul celui care aduce da. contraargumentul. L-a ținut în brațe până acum. I-a okay. asigurat locul de președinte. Aici e relativ dacă l-a ținut în brațe pe Florin Câțu Din sau dacă de, așa de, cum a susținut dumneavoastră și a asigurat... Claus Iohannis a încălcat Constituția până, în, până acum... Eu o să... vă întreb altceva. Claus Iohannis, președintele Bun, nu sta, ta, Eu am zis așa. A, a, deci ei sunt condamnați să joace să tare cu până. cât. N-au altă soluție, da? Bun. USR Plus. Au făcut greșeala enormă. Se ridice miza. Așa. În loc să spună a, ne întoarcem în coaliție în aceleași condiții dacă, nu știu, a, ne dat și Ministerul Culturii, spun ceva așa, sau, nu știu, sau dacă semnăm un acord supraveghează de președinte. Mai este suficient un acord? Nu, nu eu, eu, nu vorbesc de acord, eu vorbesc de faptul... Ipotetic ce ar putea să... Nu, ei, 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 ei care sunt dependenți de Facebook, care este lumea cea mai scrântită de pe planetă, ei au fost, au fost vanitoși, adică au ridicat miza, fără cât nu discutăm, din nenorocire cât președintele PNL. Normal, dacă ești minim matur, Faci o miză mică. M-am mai exemplu cu viața de cuplu, dar nu vreau să vă supăr și pe noastră și pe soțiile, și nevestele care se uită la noi. E ca în cuplu. Una e să spui, gata, am plecat și nu mai stau de vorbă. Sau și alta, una... nu se mai gătesc micul de deci nu, nu, una e, am plecat, dar am lăsat uh, hainele aici, că le iau eu. Că... Și când vin înapoi... În <laughs> în sensul ăsta, da. Dar nu numai atâta. Ei, dacă ați observat, și acum ca... Deci există situația în care fata, femeia pleacă sau bărbatul, dar zice, bă, dar ăla nu mă cheamă. Dacă ați observat la de ei... Sunt o stare plus Păi, da, uitați-vă la ei. Deci, dacă ei... încă o dată mă întorc la ianuarie 98, că trecutul ne învață. În ianuarie 1998, Partidul Democrat a ieșit din coaliția de guvernare, care era ce cu CDR. Supărat pe exact... Ca acum. Cum? A? Ce a făcut? și-au dat demisia, s-au dus în opoziție, n-au votat nicio moțiune de cenzură, n-au semnat nicio moțiune de cenzură și au zis așa, noi suntem în opoziție, nu ne combinăm cu Ciuma Roșie, că și atunci PDSR, că PDSR-ul era adversar, și de aici noi vom supraveghea guvernul Ciorbea de pe de dreapta. Dacă PNCCD e înțelept și renunță la, la al Victor, la Victor Ciorbea, că primat în și l-au susținut, noi ne întoarcem. S-au întors, n-au zis nici măcar un sughiz împotriva lui Emil Constantinescu. N-au zis, n -au, nu și-au dat poalele peste cam, n-au zis, bă, să vă spun, noi, noi după un an... Era să o vrei. altă clasă politică. Păi nu, am dat un exemplu. Ori ce au făcut? Pe lângă, în loc să se stăpânească, spună, noi avem o treabă cu Florin Cătul. Președintele Ioanese e genial, nu știu, ca joc de teatru, da? Au adâncit se duc acum la Cotroceni cu Stelian Ion. Tu ce vrei? Dar nici nu au trecut în opoziție, pentru că ei trebuia să facă așa. Intrau în opoziție, spună, gata, suntem în opoziție. Nici nu, ne, nici nu de censură. Nu ne interesează, da? Doamna Dragu pleacă de la... Senat? Păi, ne retragem noi. Tot, 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 tot ce este. Ne retragem, stăm în opoziție liniștit, stăm acolo. Dacă uh, pleacă domnul Cățu, mai discutăm. Dar ei au trecut la un... Au, au adâncit această ruptură. Adică nu poți să... E foarte greu acum chiar și pentru PNL după ce ai... tu ți-ai dat poalele peste casă. Ați văzut. Ăla, 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 ăla. Deci aici a fost... Și acum ei sunt în situația că ei tot așteaptă să fie... Nemulțumirea lor că nu sunt chemat la curățenie este nemulțumirea, m-am zis, soției care, care a plecat. nu o soțul păi acasă. Da, Și zice, păi, stai puțin, că hai să mă chemi. Și pleacă așa și ei ei tot așteaptă să fie chemați. Nu le vine să creadă că nu sunt chemați. Și atunci au făcut greșelele enorme, combinația cu aur, cu, uh, PD, cu, PSD. Și un foarte important, o problemă pentru ei este faptul că ei intrați în opoziție, ei dispar pentru că trebuie să, pentru că știi cine va fi șeful opoziției? PSD. în momentul în care ai intrat în opoziție, da? ești grupul ăla, da? cât au eu? cu 80, da? Da. Și vrei să ai o inițiativă legislativă, cum o promovezi? Nu ai cum, că nu mai ajutat de... și nici nu ai cu cine să păi faci Păi nu, alianță. trebuie să te duci la PSD. Deci nu poți să nu faci alianță cu PSD. Și dacă ai făcut alianță... Bun, ajungem la PSD, da? Partidul Social-Democrat, la ora actuală, are două mari probleme. Prima este că e singur la nevastă, i-a în fiecare expresie. Adică el este singur pe partea stângă, da? Dacă ați observat. Așa. După părerea mea, din semnalele care le-am acum, ei se pregătesc cu o forfecare. Deci se pregătește Luciola cu o bărberire, adică probabil că au zis, băi, stai puțin, pe partea dreaptă avem tot felul de partidulețe și dincolo nimic. Dragnea, aș considera că și propunerea, cererea lui Năstație să se fie reabilită, sigur este, pariez, uite acum, în noastră, că în perioada următoare se pregătește o fragmentare a PSD cineva în stânga va răsări. Da, adică și va lua și număr de parlamentari. Pentru că, și acum ajunge, bun, pentru că, bun. Dar asta este primul. A doua problemă este faptul că lui Ciolacu i-a vărât cineva în cap că dacă el nu face nimic, nu participă în nume și stă și nu face nimic, în 2024 câștigă. Nu știu. Deci, se e... pot întâmpla multe. Până în 2024 se face un partid Dragnea și ea jumate. Nu știu. Deci, de, de, așa joacă el. Nici, adică nu are această tărie. Eu repet, aveam această tărie și făceam guvernul de Uniunii Națională. Așa aveam. Dar el nu are curaj pentru că vine Dragnea și cu tare... Deci și el este într-o situație în care a depus moțiune de cenzură și zice și acum... Zice, Bun, am depus și... Cum a zis cu Iulius Cezar? Bun. Cine mai e? USR plus, UDMR nu are nicio treabă. Aur. UDMR face combinații oricând cu. Aur are nevoie de like-uri pe Facebook. Deci fiecare și acțiune de a lui Simion este, ea se transmite în drept, dacă știți. Uh, știu că se transmite. Există un ultim sondaj acum care arată că aur a crescut, s-a dublat ca intenție de vot în rândul electoratului față de momentul în care a câștigat alegerile. USR Plus căzuse la 9%, PSD câștigase și sărise iar de 30%, iar PNL era Bun, undeva au loc alegeri. la 20%. Până au loc alegeri. Aha. să știți că după, după inundații din Germania, verzii erau pe primul loc pe ideea că câștigă la scor. Că, nu, Nu, ne-am că a ajuns la, la vot. Adică eu nu dau o para cioară pe sondaj. Că e de moment. Păi nu, dar sondaj, stați, un, stați un pic. Poți să vă fac să aș fac o comparație. Nu vi se spune, domnule, uite, ce părere aveți? Ați vrea să mergeți în Tanganica? Și o să da. Și vine unul, spune, poftim, și după asta nu trebuie puțin cum mă ajung eu, dar am probleme cu serviciu. Adică una este... Faccin, fac, Nu, ați înțeles, adică una e sondaj. Dacă, ce părere aveți? Și omul zice, bine, și când vin alegerile, zice, bă, stai puțin, că mai, gândesc dacă îi botez pe aia. Deci asta este. Nenorocirea este următoarea, că structura Parlamentului, de-aia cred că ei vor umbla, fie ca PNL să ia de la AUR și poate și de la USR plus să-și mărească numărul, n a intrat pe România și n a intrat pe MP. Adică. Că mai echilibrau da, lucrurile pe de-o parte și de alta. Da. Bun, și o să mă întrebați ce se poate face. Ce se poate face? Imediat revenim. Cristoiu, bun. este clar, nu să merge la discuții. De ce a jucat președintele Claus Iohannis așa? Și când zic, când întreb asta, mă refer la al pune, a insistat să-l pună pe cât președinte al partidului, știind că poate să dezintegreze, să dezintegreze Partidul Național Liberal. Pentru că ceea ce vedem acum, exact ce spunea și dumneavoastră cu stat în stat, cu număr X de parlamentar, cu faptul că nu există o direcție clară, unică, o singură voce, cum spuneau la Congres. I-ați auzit pe toți. Oricare ne-ar fi președintele, trebuie să ne punem în spatele lui, să fim o echipă. Nu se întâmplă asta. Nu este nicio surpriză. Am anticipat că tabăra Orban va pleca după Ludovic Orban, pentru care vechime în partid, pentru că îi cunoaște personal, pentru că are relații interumane cu mulți dintre ei. Președintele nu a anticipat că aici se va ajunge, că va ajunge PNL să scadă în sondaje, că va ajunge PNL să nu mai reușească să formeze o majoritate, că nu va reuși să aibă un guvern. Lucrurile sunt mai complicate. Cred că la aproape la fiecare emisiune v-am dat exemplu cu Crimea. Ce ajungem acum. Unu, v-am mai spus de atâtea ori, dar nu vreți să, să fiți de acord. Scopul acestui lui, lui Claus Ioanes nu a fost să-l pună pe câțu, a fost să-l dea să-l oprească pe, pe Orban. Orban. Să-l oprească. Nu putea să găsească un alt om care în stare. Gândiți-vă, oricine ar fi fost. Cum era Orban și care nu are mamă, nu are tată. Deci, eu, dacă vreți să mă credeți, știți că am o părere foarte proastă despre câtul, dar nu cred că Câțu e în stare să sune la o televiziune, spune, bă, vă dau cum face Orban, nu știu cât, că văd banii. Îi <gânt> văd urma banilor lui la anumite televiziuni. Bă, el e în stare. El este, el este un politician combinatiu vechi. El se înțelege cu oricine. Nu cred că cât e ceea ce s-ar numi de șmecher tâmpit. Adică nu-l cred. Ascultați ce vă spun eu. Nu-l cunosc, L-am înjurat, nici nu vreau să-l cunosc, dar undeva simțul meu îmi spune că nu e. Adică nu e Orban. Orban e stare de orice. Eu știu, multe lucruri ce a făcut acum. i sună sunat pe aia. E stare de orice. Bun, și e în stare de orice și critica să-l să dai în jos pe președinte. Deci, în cazul... Și în momentul în care a fost... Crimea nu a fost cucerită din, a fost considerată din cauza Sevastopolului. Deci, ca să ajungem la, la, la debarcarea lui lui Orban. La, la nivelul strategic de supraviețuire a Rusiei, deci când se ajunge la nivelul ăla, ucrainenii cu noua orientare trebuiau să renunțe... nu, Chiria... Deci această bază se va care este, este cea mai importantă din Marea Neagră și una dintre cele mai importante din lume. Și chiria contractul expira și voia să nu-l mai dea. În acel moment la nivelul rușilor s-a spus bă să, și război nuclear trebuie să-l păstrăm. Deci vin un moment în care zici cu orice preț. Întrebarea, misterul și îl vom lămuri în perioada următoare este de ce și președintele și sistemul și-a propus să nu fie urban în condițiile în care el a fost o slugă credin... mai mult decât credincioasă. Sunt mai multe posibilități. Există varianta că au venit niște dosare peste care uh, uh, Claus Ioane și a dat seama că DNA nu poate trece. E o variantă. O altă variantă este ce vedem acum. Că dacă dacă el acum îl atacă pe președinte, dacă vă imaginați dacă ajungea șeful PNL. PNL, și premier. Nu ultimul rând, a treia variantă este următoarea. Pentru 2024, ați văzut ce a spus și Cristian Deaconescu, fundamental pentru marele putere președinte. Nu interesează pe nimeni ni șeful, pentru că lui ăla îi dai telefon. Așa. Bun. Problema este, în acest moment nu s-a controlat nimeni. El însă a anunțat și probabil că a și vorbit, pentru eu voi fi candidat. Și cred că și asta a zis, bă, să-l oprim pe ăsta. Că dacă, ajunge, dacă, ajungea șeful pe Candidează 100% și nu are voie să candideze. Da, nu n are aprobare. <laughs> N-a fost încă scanată. Ei n-au început scanarea, că mă au timp. Că te scanează, te treci pe acolo prin film. Asta este cauza în legătură cu el. Și atunci s-au trezit cu un Florin Câțu, care e catastrofal. Deci cât a fost o dronă. Care a superformat? Nu avea cum. Nu, a câștigat, dar numai cu el câștiga, îl bătea pe urba. Numai cu el. Pentru că era premier, că le-a promis la ei, a mai fost ajutat de sistem. Acum răspunsul e cel la întrebarea pe care i-am pus-o și lui Rares Bogdan înainte. I-am pus-o și patru. Și după. A câștigă câțu. Și zic, domnule, omul nu politician. O fi bun contabil, o fi bun soț, o fi bun șofer, dar nu e politician, nu e de conducere. Ca dovadă că ei nu s-au prins că imediat după Congres trebuia să fie curtea făcută tuturor, da? Băi, tu ce vrei, Grinder? Vreau cu nepoata mea, nu știu, să o trimit în Bahamas. Bine, o trimitem. Ei nemai ocupându-se Câțu, nemai ocupându-se că fiind ocupat și cu guvernul, a lăsat pe ăla. Nici nu, nu știți ce, ce putere de convingere are... Da, și pe fondul în care de-abia acum s-a trezit Florin Cățu și echipa să începe să câștige. Pe ăla, pe ăla, pe ăla. Și pentru că ziceți de Florin Cățu și felul în care încearcă scenarii. să câștige, există... Scenariile. Ajungem Cum se... Și Ajungem și la scenarii din ce parte, din, din, care parte a piesei a făcut parte împărțirea banilor, în așa fel încât Florin Cățu, premier interimar, a reușit să scandalizeze o țară întreagă în ceea ce privește felul în care a împărțit, susțin ei banii, au ajuns doar la unii, nu la USR, nu la PSD, UDMR, PNL. Și aici vorbesc la nivel de da, autoritate locală. Chiar vreau când ați făcut introducerea, <gătă> să vă las, dar am uitat între timp să vă întreb, dar cei de la USR Plus, de ce ne au bani? Că mai au... Păi cum au? Păi ele, 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 sunt niște bani ilegali, sunt de de stea sunt Deci avem niște partii de PSD care... Care e învățat să... Deci este fondul de rezervă. Fondul de rezervă nu se dă primarilor. Fondul de rezervă e păst al premierului e păstrat că nu știu cum e acum. Trebuie să facem peste noapte un avion, să ducă nu știu cum, da? Domnul de la USR Plus au zis că ei nu au nevoie, nu au așa? Și că fondul de rezervă trebuie da. împărțit în mod transparent. De ce, să, adică de ce sunt supărați? Să li se dea și lor din furăciune aia? USR, USR nu voia punctual din Angel Salini. Păi dar nici din ăsta, păi un pic, nu încă o dată. Deci ei sunt demni. Dacă ești demn, deci acest, această împărțire, indiferent că dădea USR plus și la ăla, este ilegală. Pentru că fondul de rezervă nu e fond să dai primarilor. A, ah, poate să fie, dai primarilor, apropo, bă, să face spitale COVID. Deci, este, ați înțeles, este ultima armă. Ultima ah. rezervă pentru o situație da, o de o situație criză, pentru... e nicio situație de criză, da. Singura, și enig am și singura mani. enigmă, singura enigmă, și vă atrag atenția, care face ca eu, eu să spun că ceva e în neregulă, este de ce nu le-a dat și celor de la PSD. Să pentru... fie pentru că nu sunt discuții de nu, nu. Eu spun așa. Teoretic. Așa. Avem, e, este în oglindă cu ce s-a întâmplat cu Stelian Ion, da? Hai să fim serioși. Uh, Sigur că Stelian Ion nu știu ce pregătea acolo, da. până la urmă Adică la Steliani, la uh, ruperea coaliției a fost voită de Iohane și de Câțu. Am mai explicat, da. În cazul de față, e prea ostentativ anti-PSD ca să nu cred că e pro-PSD. Ați înțeles mecheria. Adică, ceva adică e... făcută prea pe față. Da, e prea pe față. A masca o posibilă alianță. Da, sau adică adică de Discuții de și, de și PSD o face prea mare gălăgie. Nu știu dacă Adică. În fă... ce mod normal n-ar trebui să facă? Mm? Domnișoară, așa deci, vă hai să luăm logică, PSD în ultimele logică, lor. logică, logică, da? mai țineți minte după viața de 20 decembrie, nu că era stână. Și eu în februarie am zis așa, fără nicio dovadă, în 90. Cum devine Ion Iliescu, directorul editurii și sună pe ministrul apărării naționale și el îi dă raport? Era o întrebare, eu am luat... Păi nu, așa și din coace. Tu ai nevoie de PSD, da? Fie să, fii, să treci ca guvern minoritar, fie să faci o alianță, da? Așa. Și tu acum îi dai în bot? Ceva e neregulant. Adică cât de importantă sunt primarii tăi? Decât dacă există varianta cealaltă în care într-adevăr, și acum e un joc al inocenței politice, în care într-adevăr nu există nicio discuție între PSD și PNL. Există acest, această posibilitate ca să fie totul Bun, real... Acum... Discutăm și acum discutăm scenariile, că e foarte important. Trebuie să repet aici am scris, dar trebuie spus să rămână ca aproape ca o știre. Domnul Marcel Ciolacu, de vreo două-trei săptămâni, Așa. vorbește de guvern de tenocrat după alegeri anticipate. Așa. Da? Notați. Țineți minte că eu am spus că este o prostie, deoarece potrivit Constituției, ca de primul guvern. Și dacă pică al doilea. Atunci poți să demarezi președintele? Nu, anicitate. președinte, nu. Președintele poate să dizolve. Nu poți, după ce a căzut în al doilea. Să ai un guvern nu, tehnocrat un guver care să rămână mult și bine. Nu, 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 nu. Un guvern de tehnocrat care să gestioneze alegerile. Pentru că a, în momentul în care, dacă, dacă de exemplu, ca două guverne acum, Florin, cât rămâne Interimar până, până la, până la alegeri. alegeri? Până la alegeri, nu Chiar dacă el cade, foarte important. De deci dacă Florin Cățu e propus și cade în Parlament, el a, el căzut, -a. Păi nu, a căzut în calitate de desemna. Da, Bun. nu de premier interim. Domnul Ciolacu ne-a lăsat nouă impresia așa. A vorbit, așa și a zis, a vorbit cu parlamentarii PSD și se declanșează începând de peste o săptămână, două, alegeri anticipate. Așa. Adică băieții pleacă în ianuarie, în campanie, gata. În momentul ăla se dizolvă Parlamentul, psd și parlamentari... Se apucă iar. Se apucă iar, nu mai au indemnizații, mă rog, pierd totul. Da? Deci, în condițiile în care ei au plătit și au vorbit cu nevestele și cu nepoatele și asta până în 2024. Ar fi pentru prima dată în... Uh, Istorie. Păi să mă întorc. Anul trecut mai aveau 4-5 luni și și atunci a Era propus, fapt. nu, nu, USR a o lege ca ei să ia indemnizații. Pentru că în momentul în care se dizolvă Parlamentul, ei nu mai au nimic. Adică nu mai sunt șef de comisie, nu se mai duc și o iau pe coclauri, da? Și m-am -am interesat. Nu e așa. Dar? Propunerea, pe păi și aici, propunerea domnului Ciolacu este următoarea. Următoarea. PNL și PSD, Așa. amândouă partidele, semnează un acord, cum ar fi prenupțial, sub supravegherea președintelui. Așa. Potrivit acestui acord, se face un guvern de tehnici, de specialiști, fiecare din partid propune ministru. Atent. Așa. A, nu, 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 deci PNL zice, noi vrem la dezvoltare. PSD no Am înțeles. Din oamenii partidului. Da. Bun. Acest guvern este votat. În prima ședință. Da. Nu în a doua. Bun. Potrivit acordului, acest guvern e real, real. Adică da. e sprijinit în Parlament de cele două partide Bun. care nu participă oficial la guvernare. În martie, premierul ăla își dă demisia. Da. Da. Potrivit acordului. Și, și demarează procedura. Procedura. Adică. să propună să nu treacă da, de dar, Parlament. Dar le de face ne face viteză, mai... da. Întrebarea este felul următor. Și dacă pe 15 martie cele două partide ajung la concluzia că n cu pandemia? Că e un acord între ele? Și dacă ați înțeles. La care oricum având majoritate de voturi în Parlament, ei pot să o facă, pot să o treacă, da, nu au nevoie de. Da, deci poate să zic USR că noi mai prelungim acordul încă un an. Deci, după părerea mea, asta este o soluție. Nu știu dacă va fi aprobată de USL2 discret. De nevoie. Totuși, specialiștii sunt puși de partide, de cele două, nu de Plus. Păi, plus. Cu... un pic. La adică, să... tot oamenii pe Păi La sănătate pe se duce la fila, că a, nu că e membru, nu. Pune pe cineva de al lor, dar tot de al lor, de al partidului, da? Deci, de fapt, se împart. Ar fi condiție 100% să nu fie membru de partid? Să fie doar afiliat, simpatizant. Da, sau o să spună să nu fie atât de tare marcat politic, cu tare, cu tare? Adică. Păstrați-vă ideea. Și ajunge facem la alt scenarii. La alt, facem alt scenariu, imediat stai aici cu noi. Domnule Cristoiu, un scenariu lansat este ca PSD să meargă cu această propunere de guvern tehnocrat, să facă înțelegere Poate nu acum la asta. La primele consultări. Păi, trebuie acum lungită, adică e criză cu tare ca să poți să-i dai posibilitatea și PSD-ului să spună propriul electorat și până nu le bani, avem ce face. Uite, mor oamenii, și sunt luați cu. Al doilea scenariu. Al care doilea scenariu, scenariu posibil este uh, refacerea celei coaliții. Dar ea nu se va putea reface, nu mă, și se poate schimba și premierul, nu e nicio problemă, decât dacă cei de la USR Plus acceptă să iasă de la robinete. Nu știu, deci vin, vin niște bani, dumneavoastră nu, adică uh, la robinetele, la, la, și cred că și pe NRR ul a urgentat, pentru că vin niște bani în plus. Care trebuie... Sigur, ei nu pot fi furați. Da, da, o să... fi împărțiți. Păi nu, hai să vă dau un exemplu. Deci, spitale regio, spitale nu poate să facă nimeni din România. Să, pentru că spital, știți, ați văzut, trebuie să fie o construcție specială. Și oricum nu poți acum, Bun. pentru că se va face doar prin construcție Cine va avea robinetele la PNRR, transportul și ăla, poate să aibă și pil în străinătate. Că o să aducă pe firma aia, firma aia, firma aia. Vor fi consultanțe mulți bani, da? Care deci, hai să vă dau un singur exemplu. M-am uitat la PNRR, aprobat partea de cultură. Se propune pentru 38 de milioane de euro înființarea unui muzeu al uh, evreilor din România și acolo. 38 de milioane de euro. Din cele 38 de milioane, 8 milioane de euro sunt diverse. Păi diverse zice, unul, domnule, am eu acasă, nu știu, o Biblie, nu ați înțeles. Luați pe a 300.000 de euro. Da, da, dar atenție în încoate, precizez, nu e vorba de a fura. Nu, e vorba de cui îi păi dai, cu cine contractezi. Da, gândiți-vă la felul următor. Deci în momentul în care să, să, autostrada Ploiești-Bacău este aprobată. V-am zis, deja prin primarii PNL se roagă, Bă, dar pe unde trece? Hai pe la mine să facem Da, bine, nu știu, trebuie să știi. Deci e vorba de asta. S să zicem că este scenariul ăsta. Da? Din care unul. se reface coaliția. Dar ăia la cultură, atâta. Cultură, sănătate, bun. Și trei este, și cred că este cea mai posibilă, la guvernului minoritar. Deci, avem ca de primul guvern, Așa. al doilea, da. și cred că primul Cu guvern... Premier. Nu, nu prim, la primul nu va fi premier câțul. Așa, Pentru și la al doilea? al doilea va fi premier. Da. Și atunci, în fața parlamentarilor, USR, PDUDMR, PNL și PSD, vine perspectiva. Ori o luați pe coclauri, ori votați. Că marea problemă, domnule este ăsta de investitură. Dacă trece guvernul la ăsta de investitură, PSD-ul poate depune moțiuni de cenzură. Numai de la 1 februarie anul viitor, da? Așa, dar poate să depună din nou USR. Păi, și ce mai vedeți? Păi, pe pă PSD, pe păi, de-a PSD, mântuire care. Păi, nu. A, o, șantajul asupra parlamentarilor va fi cu aprobarea lui Ciolacu. Păi, păi, Ei depun și de unde, și cu, cu cine mai semnează, și cine votează. Asta e principala problemă, că n-ar reușit să strângă o păi majoritate. Nu. Și atenție, USR-ul U, 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 trebuie să știe un lucru. Vom avea. Deci vom avea o opoziție alcătuită din PSD, șeful. Așa. Are 100 și nu știu cât au. De USR, aparat. 157. 157. USR, 80, 47, nu mai știu cât, are aur, da? Aur. Între 92 și 96 a fost o opoziție alcătuită din CDR. Așa. Petre Roman, PD și... Lor le-au trebuit, ca să se combine vreo 2-3 ani. Că erau dușmani, da? Așa, și... Cum arată o opoziție alcătuită din PSD, ca tu, de la, la, deci la USR Plus, ești ajuns în Parlament, da? În primul rând că ai nevoie de funcții. Nu, ai nevoie de proiecte legislative, da? Nu ai cu cine să ți le treci, decât dacă negociezi. Nu, decât dacă te duci la tataie, ta, la PSD. Și cum te duci în fața electoratului tău să spui că a, te duci, că ai un proiect și trebuie să ți-l treacă PSD? Da, deci, uh, colabora, USR are de ales între a colabora cu PNL sau a colabora cu PSD. Cu PSD, Pentru că, culmea este, în opoziție va fi mai rău pentru el. Deci nu are ce să facă decât să facă tot posibilul să se întoarcă da, la guvernare. Dar, și încheiem, paradoxul dacă are loc acest lucru, Așa. este următorul lucru. Claus Ohane s a bătut din 2019, ce spunea? Să nu mai aibă majoritate PSD, da? Așa. Păi ne-am la majoritate. PSD are majoritatea. Și PSD face legea. Păi da, asta e. Adică, adică ne-am chinuit, s-au chinuit 2-3 ani ca să ajung. Pentru că PSD are cel mai mare număr. El de, pentru PSD ar fi ideal. Pentru că el face are balul. controla. Păi da, că au, toți au nevoie de el. Da? Domnule Cristoiu, mai avem da. 3 minute? Facem rapid top 5 oamenii da. săptămânii. Locul 5. Păi avem pe domnul George Simion, care zice că îl suspendă pe Claude chiar dacă îl luăm din top. Nu. Suspendarea. Matematic. Are trei etape. Prima etapă este 300, 155 de parlamentari, așa calculat eu, trebuie să semneze propunerea de, de suspendare suspend. care trebuie să meargă în Parlament. Aura are 47. Așa. De unde ea până la 155? Că PSD-ul a că nu. Să Ar... Plus la fel? Da. Deci nu are. Bun. Bun. Presupunând că USR Plus se prostește a. și are. Trebuie să ai 233 pentru ca Parlamentul să înainteze suspendare. Suspendarea înseamnă însă și referendum. Oh, oh, Ceea ce deci e foarte complicat, a -a. Deci nu se întâmplă. Bun. Locul 4. Raed Arafat, pentru că acum el a înviat și el de folosit, uh, ca ați văzut. El este celor. Aducătorul, aducătorul de, de veșrele Locul 3. Locul 3 este. Da, cea care n-am înțeles. Adică, totuși el e președintele partea. Dacă ați observat acolo, cine e el? Barnă sau el? Deci în el spație... e președintele. Păi da, dar, eu, dar în spațiu public, în, adică. L-ați auzit la Ciolacu, zice el, adică la ei sentimentul e clar că și Barna e președinte. La Ciolacu nu e. Deși și domnul Grindeanu. domnul Grindeanu, cu aprobare. stați un pic, cu aprobare, nu. Acolo Barna vorbește pe cont propriu. E democrație, probabil, nu se reflăsă. Am înțeles. <laughs> Locul 2, Claus Iohannis. Pentru că vă spun, care știți care e sentimentul? Am întrebat, domnule, dar ce faceți? Am întrebat niște tip de la PNR. Nu știm. Toți ne uităm la cotroceni. Și... De acolo vine lumina? Nu, nu știm ce vrea cotroceni. În <gântu -se> adică știți că este așa că noi a triburile se roagă la un bolovan, da? Și bolovan nu face... Nu face nimic și zice, băi, dar ce a vrut să zică bolovan? Adică nu, nu știu nimic, nu primea niciun semn pe ieșit, măcar trei ani mai mergea la un șpriț cu ei, da? Și locul și, unul. Și Marcel Ciolacu, pentru care a reușit din două motive, să facă această majoritate și pentru că cred că îl așteaptă o bărbereală, o bărberire, niște tentative de a mai... Va de a... face față? Adică este suficient de puternic și pregătit? Da, mi s-a părut ciudată și povestea aia cu certificatul de la DNA care a ajuns pe mâna unui procuror anti-PSD. Mă rog, eu cred, eu cred, poate să semnărez pe acum, că... Undeva să zice așa, bă, dar pe partea dreaptă avem tot felul de probleme, uite partidulețe și dincolo ăla de 30 de ani, hai să-i, nu știu, să-i creăm și lui Nicu. Să resuscitează pro-România? Nu, pro, -România? nu pro nu, se merge pe Dragnea, cred. Dragnea e deja într-o efervescentă și face Și știr. totuși există o hotărâre judecătorească care lui Dragnea păi nu el, permite. Nu el, Partidul -a lui. L-a pus Codrin Ștefănescu? Păi nu, lui iau nevoie de niște unepereuri, da? Așa. Păi și nu știu. La un moment dat sunt nemulțumiți De ce poți fi nemulțumit de ce cu Ceva, nu știu. Ca acum, Să ce nu a spus dumneavoastră că protestează? Închei. Okay. Hai că nu că ideea genială a acestei că emisiuni, nu bani. este asta. Excesul. De zel. Păi nu, al psd primar. Dacă nu era, deci acești bani nu erau prin buget, da? Așa. Au venit niște bani, dacă nu se dădea și primarilor, făceau atâta gălăgie, Că ei spun așa: nenorocire, nu mai putem trăi, nu-i așa? Așa. Păi, ei nu mai putem trăi pentru că, repet, nu. Pentru că au văzut că există și n-au primit. Deci, dată, acești bani nu erau prevăzuți. Dacă ar fi fost un moment, o rată. Deci vine data de cutare. Și știm că primim. Da, și noi nu i-am primit și ne nu. lipsesc de la diverse. Prea fac gălăgie. Nu, face parte zis? din piesă. Nu știu, eu am v-am zis, e ceva în Adică, dar din el ați văzut televizionistii, și faptul că se duce luni cu ăia, da? Cum, merg exact cu cei care n-au primit, care au primit cel mai puțin. Deci, din delegația de 5 persoane la PSD, 3 vor fi oameni care n-au primit bani acum la împărțire și să ne Eu v-am zis că la Marcel Ciolacu vă fură poșeta și apoi îi mulțumiți. Că... E, <laughs> că Christo, a... va fi cel puțin o săptămână interesantă în <laughs> cea mă rog, care vine, să urmărim, să analizăm, să vedem exact ce se întâmplă în urma consultărilor, să vedem care din cele trei scenarii avansate de dumneavoastră va deveni realitate. Poate se conturează unul dintre ele. Vă mulțumesc pentru discuția din această seară. Ne revedem săptămâna viitoare să comentăm la fel de savuros evenimentele politice pentru că avem de unde. Îți mulțumim că ai fost alături de noi și în seara aceasta. Te așteptăm săptămâna viitoare la o nouă ediție Gândurile lui Cristoiu. Seară bună!